Aș începe prezentarea prin a continua ce a spus domnul profesor despre Salcâm, să ne aducem aminte din literatura noastră românească faptul că Moromete, când a ajuns la greu, a mers în spatele grădinii și a tăiat salcâmul frumos și a trimis copilul la școală să-l facă domn. Așa că pentru cei care îl fac invaziv și îl fac în fel și chipuri, cred că are o altă viziune și poate avea o altă influență în societatea noastră. Arbuștii fructiferi cu potențial de valorificare social-economică în contextul actual. Foarte frumos au vorbit predecesorii mei despre agroforestieri, despre perdele forestiere, despre situația în care ne aflăm. Eu o să vorbesc câteva cuvinte despre arbuști în mod special. Ce sunt arbuștii fructiferi? Sunt acele plante lemnoase cu înălțimea de până la 7, uneori chiar până la 10 metri, care în marea lor majoritate formează mai multe tulpini sub formă de tufe. Îi întâlnim de la nivelul mării până aproximativ în vârf de munte și aici vorbim de cote destul de înalte, 1200 și chiar mai sus. Rol și atribuire conform ghidurilor actuale pe care le avem la dispoziție. Sigur că au rol secundar în compozițiile de împădurire. Sunt de obicei utilizați pentru stimularea creșterii speciilor arborescente de bază și de ajutor. Ce am subliniat cu verde sunt arbuștii pe care vreau să-i scot în evidență și pe care putem valorifica în mod economic, adică alun, păducel, corn, coacăz negru, măces, călin, cătină, corcoduș. Iar din lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizați în lucrările de împăduriri pentru perdele de forestiere de protecție, am fi socul negru, păducelul și mălinul. Pe lângă rolurile pe care le-am amintit, n-aș vrea să mă repet, aș vrea doar să completez ameliorarea solurilor, fâșii, sursă de hrană pentru faună, sursă de hrană și implicit resursă economică pentru om. Ce putem pune în valoare de la arbuștii fructiferi? Păi, în primul rând, fructele, nu o să intru foarte tare în detalii, frunzele, florile, scoarța, semințele, uneori chiar rădăcina. Am centralizat un tabel în care la majoritatea, de fapt la toate fructele pe care le-am amintit, evident că la toți arbuștii pe care am amintit, fructele sunt principala componentă pe care o putem utiliza. Apoi, avem frunzele, florile, scoarța, mugurii în unele cazuri, lujerii, semințele și chiar rădăcinile. Unele dintre speciile prezentate prezintă chiar și importanță meliferă pentru albine, iar productivitatea relativă pe plantă sau pe tufă este dată de penultima coloană. Longevitatea, în unele cazuri, așa cum se poate vedea, la corn, spre exemplu, poate să ajungă chiar și la 200 de ani, 200 spre 300, la păducel 70-80 de ani, la coacăz 20-30 de ani, la cătină 13, în literatura de specialitate sunt mai multe date, poate să ajungă chiar și până la 100 de ani. Ce vedeți cu galben? Sunt trei specii pe care nu le găsiți în tabelele ghidurilor, porumbar, aroma și afin canadian, la care o să fac referire un pic mai târziu. Așa cum spuneam, fructele sunt principalul component pe care putem folosi, evident proaspete, congelate sau sub formă de procesare. Proaspete consumate au beneficii, evident, pentru organismul uman, congelate sau procesate sub anumite forme, adică compot, jeleuri, marmeladă,
fel și fel de extracte sau prin obținerea de uleiuri prin procesare. Aici, în imagine, o să poate pentru un spus să spun ceva în premieră, este o limonadă de porumbe. Câți am băut limonadă de porumbe? Limonadă de porumbe. Are un gust extraordinar. Colegii mei de la facultate au inițiat niște cercetări pe porumbe. Vă spun că are un gust grozav, iar la noaptea cercetătorilor, desfășurată în urmă cu 2 săptămâni, a fost o coadă infernală să guste ceva foarte, foarte ok. Bun. Sigur, mai putem vorbi de vin din coacăze negre. Aici avem la fel dulceață de porumbe, de măcese, lucruri care se cunosc și se consumă. Prezintă interes economic produsele recoltate de la arbuștii fructiferi? Păi, să vă fac un exercițiu. Am un pliculeț de ceai din fructe de pădure. Aveți idee cât costă un pachetel de ceai? Cât? 6 lei. Ce gramaj are? 30-25 de grame. Preț? 6 lei. 30 de grame. Dacă facem un scurt calcul, o să vedem că un kilogram va fi 230 de lei. Deci, prețul pe raft. Hai să scădem 50% odată. Corect. Dar tot ajungem la un 70 spre 100 de lei prețul fructului. Și încă o observație. Uitați-vă pe ceaiuri, pe plicuri și la cătină sau la altceva o să scrie, deci noi îl cumpărăm ceai de cătină, de acolo scrie conține 2% cătină. Înțelegeți? Asta e altă poveste, da? Cam așa. Corect. În mod normal, deci se pot face lucruri foarte, foarte interesante pe partea aceasta. Legat de afinul canadian, am avut curajul să-mi asum o brevetare. Am adus în Canada specia respectivă, am făcut o plantație și am brevetat un soi. Un arbust foarte rezistent, cu un potențial foarte mare. Din păcate, încă nu este cunoscut în România suficient, dar am convingerea că peste vreo 50 de ani, când ne vom revedea tot aici, o să fie la un alt nivel. Bun, aici două surse citate despre fructele lui, odată pe valoarea nutrițională pe 100 de grame și dincolo în comparație cu alte specii de arbuști. Câteva imagini din plantație, am început undeva din 2012 plantația mare și aici este o poză din vara acestui an. Avantaje, rezistent la temperatură, la secetă, plasticitate foarte mare, nu-i mai trebuie solul foarte acid, merge între 5 și 8 fără probleme. Coacere timpurie nu mai prinde lunile de vară, iulie, august, când este foarte secetos terenul, fructele valoroase, productivitate mare și durată de viață foarte, foarte mare. În imaginea de sus este o fotografie a unei plantații mai tinere, chiar de din urmă cu vreo 3 săptămâni, unde nu a fost irigat decât la plantare undeva prin 2015, mi se pare. Cine are de câștigat de pe urma arbuștilor? Păi, în primul rând are comunitatea locală, care fie adună arbuștii, fie pune sub o altă formă în valoare, poate să câștige și poate să mai facă un leu în plus, să-și trimită copilul la școală, să-i cumpere un ghiozdan, să-i cumpere de mâncare și așa mai departe. În al doilea rând, proprietarii de terenuri indiscutabili
și, în al treilea rând, fauna și, în mod special, ecosistemul, că a fost amintit aici. Adică, dacă agricultorii nu înțeleg că vor avea nevoie și de păsări, vor avea o problemă în viitor. Mai fac o scurtă paranteză și o să închei. A fost în Ungaria, într-o plantație ecologică de soc, unde fermierul s-a asigurat că răpitorii sunt prezenți acolo. Și l-am întrebat, de ce ai un te tot din 30 în 30 de metri? Păi zice, vine vânturelul, se așează, vede prada, șoarecul și-l atacă. Dacă n-are unde să stea, nu o să-mi stea în zonă și eu rămân cu prădătorii naturali și mă dezavantajează. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sănătate.